Deveanca Alexandra Marcu a cucerit la doar 16 ani 5 dintre cei mai înalți vulcani din lume. Povestea ei este subiectul unui film care a avut astăzi premiera la Deva. Evoluții este un documentar independent despre Alexandra Marcu, familia sa și evoluția lor de-a lungul ascensiunilor în cadrul circuitului celor 7 vulcani. Este povestea unei tinere care, împreună cu părinții ei, ajunge să își trăiască visul, să descopere lumea și să escaladeze cei mai înalți munți de pe cele 7 continente. Mulțumim că ați venit într-un număr atât de mare și aș vrea foarte mult să mulțumesc Consiliului Local Deva, Consiliului Județean Hunedoara, tuturor celor care ne-ați sprijinit și care ați venit astăzi de aici. Până acum, Alexandra a urcat pe cei mai înalți munți, a scris o carte și a jucat într-un film. Ea spune că a fost greu, dar nimic nu este imposibil. A fost greu și să urc pe munte și să joc într-un film, fiindcă eram puțin emoționată la început, nu mă gândeam că chiar o să se facă un film despre mine, despre noi. Iar cartea a fost ceva, pentru mine a fost ceva extraordinar. Efectiv, a venit într-o seară mama și ne-a spus că trebuie să scriem o carte. A doua zi deja mă apucasem, tot venea tata, nu știa de ce stau atât de mult timp pe calculator. Ce, Alexandra, te-ai mulțit cu Facebook-ul, nu mai poți pleca de la internet, ce ai pățit? Zic, tata, scriu cartea. Și un an mai târziu am reușit să publicăm. Regizorul filmului este Daria Hupov, elevă la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara, secția de artă dramatică. Mi-a plăcut extrem de mult să lucrez la acest film. Am început filmările din februarie 2013 și am terminat cu postproducția, adică montajul, în octombrie 2013. A fost greu, e adevărat, am lucrat mult și mi-a ocupat mult din timp, dar a meritat, a fost superb. Mulțumită de rezultat. Da, sunt extrem de mulțumită de rezultat și în primul rând mă bucur că pot transmite povestea Alexandrei altor persoane. La evenimentul care a avut loc în sala Spiru Hareta, Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara, au participat sute de tineri care au ținut să o felicite pe tânăra alpinistă. Iată, asta este mult blamata generație Facebook. Iată ce scoate. Una își promovează țara urcând pe niște munți fantastici și ducându-și drapelul țării și a locurilor natale, celălaltă care face un film despre regizându-l de la cap la coadă. Este uluitor. Pentru mine, asta e România pe care eu o văd. Împreună cu colegii ei, profesorii, prietenii noștri de la Salvamont și așa mai departe. Alexandra Marcu are 16 ani și este elevă a Colegiului Național Decebal din Deva.